anul 2011 va veni cu o noutate, ofisul nostru va oferi, compania noastră va oferi direct depozit, deci de la începutul anului 2011. Mai multe detalii o să vă ofere directorul nostru de managing, Marcela. Nu uitați, este foarte important să vă verificați până la sfârșitul acestui an, până la 31 decembrie, socialul security, numărul de social security și adresa corectă, pentru că anul viitor, atunci când vi se vor da hârtiile de taxe, toate informațiile să fie cât mai corecte pentru a evita orice neplăcere cu, în acest respect. Este foarte important de asemenea, dacă știți înainte că unul din clienții dumneavoastră vor primi o mărire sau o micșorare de ore, să ne informați, pentru că dacă vor fi anumite probleme, să le putem rezolva înainte ca dumneavoastră să începeți să lucrați numărul efectiv de ore pe care clientul le primește. Așa cum am discutat și în sesiunea care tocmai a avut loc, este foarte important atunci când primiți un nou client să mergeți și să vă respectați primul appointment pe care supervisorul îl face pentru dumneavoastră, pentru că tot timpul știm că prima părere contează foarte mult, prima impresie, și este bine să porniți cu dreptul atunci când mergeți la un nou client. Știți cu siguranță că, și ați auzit vorbindu-se, că anul viitor organizația noastră va împlini 20 de ani, un număr mare, și managera noastră, Cristina, este în căutare de voluntari care își pot oferi serviciile pentru a ne ajuta în pregătirea acestui eveniment. Deci dacă doriți să participați la acest eveniment, nu ezitați să o contactați pe Cristina. Un alt lucru nou în organizația noastră, avem un nou asistent administrativ, este Elena Vasquez, care se ocupă de, coordonează programul de aplicații pentru gaz și curent. Ea vă va oferi detalii despre noile programe pe care organizația noastră le oferă și de asemenea nu uitați că programul pentru iarna 2010-2011 pentru curent și gaz este deschis pentru toți cei care se califică. Deci nu ezitați să aduceți hârtiile și să profitați de acest lucru. Vom anunța la sfârșitul acestui meeting homemaker-ul quarter-ului, deci cel mai bun lucrător al acestei perioade. Și ca o noutate, datorită faptului că foarte mulți voluntari se oferă să ne ajute atunci când avem distribuția de mâncare, ne-am gândit că este bine să onorăm pe cei mai meritoși dintre voluntarii noștri și astăzi o vom face în acest cadru, anunțând voluntarul acestei perioade. Vă mulțumesc!